Eu nu sunt de acord. Cu, dacă nu cunoaște cineva, nu cunoaște, nu se cunoaște cineva de stat, eu nu de acord. Nu știu cum. Sunt și de acord că nu se respectă legea, Constituția Republicii Moldova. Dar și nu e respectată legea. Dacă funcționarul de stat care duci, orice funcționar trebuie să cunoască limba de stat. Articolul 124, da, orice funcționar trebuie să... Da, nu e așa ceva. Articolul 124, da, orice funcționar de stat, judecător, procuror, trebuie să cunoască limba de stat. Dacă eu ea nu cunosc, eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord să judeci. Și treaba și grabă. Sau nu întrebăm la Procuratura Generală, nu se respectă legile și așa. Domnul Glegă, dacă eu nu doresc ca dumneavoastră să mă filmați și puteți mă dați în judecată. Eu pe YouTube. Pot nu vă pun pe YouTube, pot să vă pun pe Vimeo. Nu. Dacă care lege vă dă dreptul ăsta să mă interziceți? Care lege vă dă dreptul să mă filmați? Constituția. Dreptul de acces la informații. Dumneata ești în funcție publică, ești la serviciu, nu la dumneata acasă. Ești acum într-o ședință de judecată. Все, пишите письма. Да. Я не кунуск. Я спун нума Конституции Республики Молдова. Не кунуште лемба де стат. Я нам дрепту сы ворбес ку дэнсу. Ку четацану, кар не кунуште в функции, я нам дрепту сы ворбес лемба де стат, алта лемба, срыгана. Дак я нам в Федерации Русы. Dumneavoastră cunoașteți situații bine. Eu sunt țara mea. Și care e problemă? Eu sunt țara mea, eu cer nevoie să cunoască limba statului. Funcționarul trebuie să știe limba oficială a statului. Cum poate un judecător să fie judecător dacă nu cunoaște? Adică da. Vă trăiesc pe pământul nostru. Judecătorii știu limba de stat. Și grefierul trebuie să știe. Arată orice funcționar trebuie să cunoască limba de stat. Și grefierul, și executorul, și procurorul trebuie să știe. Toți trebuie să cunoască limba de stat. Eu nu sunt de acord cu... Dacă nu, eu șer, judecătorul trebuie să cunoască limba de stat. Judecătorul îl cunoaște. Și grefierul. Dar ce șer la mine în altă limbă străină? Eu nu înțeleg. A cerut judecătorul? Grefierul? Grefierul, el trebuie să cunoască limba de stat. Dacă noi trăim pe UTAG, pe teritoriul UTAG Găguzie. Care Găguzie? Nu e Găguzie așa ceva. Știi, Republica Moldova. Pământul românesc. Eu vă înțeleg. Republica Moldova, noi nu trăim în România. Ea de-a cu simt că zboară, nu trebuie să simt că zboară. Noi trăim în Moldova, în primul rând, în al doilea rând. Dumneavoastră, la Chișinău, nu contează de unde. Eu v-am ascultat? E n-au nic. La noi este o școală pe toată Găgăuzia, în care... Dar n-ai Găgăuzia, în Republica Moldova, nu numi Găgăuzia. Unde ai auzit Găgăuzia? O scris acolo, degrabă să scoatem treaba și ei. Pe când o să scoateți? Trebuie să scoateți, 2018 la Marea Unire, când ați să lichidăm pe de acolo. Noi nu avem pământul de vândut. Eu nu, acum nu vreau să discut cu dumneavoastră politică. Eu vreau să-mi exprim părerea dumneavoastră. Până când este Găgăuzia, doriți dumneavoastră să o mădăriți? Eu țară, nu e așa ceva. Lor le-au dat autonomie culturală. Dacă dumneavoastră, serios, să vă duc Constituția să vă arăt? Așa e țineți pentru, așa e pentru trădători și pentru cei care nu cunosc nimic, nu cunosc legile. În Constituție este că teritoriul Găgăuzie nu numai este pământ cultural, teritoriu. Dumneavoastră, îmi spuneți o Constituție, eu tot pot să vă arăt Constituția, acolo îmi scrie, nu numai să ce, că teritoriul este cultural. Țineți-o pentru voastră, noi... Păi dacă citați unele norme și vă referiți la Constituție, de acum referiți-vă la toate normele. Republica Moldova aici. Și noi e aici orice cetățean cunoască legea asta. Nu, dumneavoastră, sunteți teritoriul sunt și Rusia federativi. Dar ei cunosc tăți să vorbesc limba rusă. Nu toți. Toți. Nu toți. Funcționarii publici, da. Da. Toate cunosc limba asta. Da, toate. Este undeva, în Rusia un funcționar public nu știe limba rusă? Domnișoara, împărcați trebuie, domnișoara. Dumneavoastră vreți să vă uniți cu România? Dacă este pământ românesc, domnișoară. Da, și eu vreau să ne unim cu România. O limbă comună, noi suntem aceeași națiune. Ce vă dați România? Ce o să vă fie unirea cu România? Dar ce de reușă în 39, 90% au votat unirea cu România?
Atunci a fost, eu nu știu. Eu vă întreb de atunci. Nu vă întreb de atunci, de ce? Păi eu nu sunt hotărâți în viața lor. Eu sunt un popor mic, calitățea lungă. N-ai respectat legea. Încet, încet, ea lungă teritoriul. Așa e în viață. Nu, te-o prindit omul și a pânești cu sare. N-ai respectat legea la țara și ea. Înseamnă, ies, eu vă, eu, ce vă dați? Istorie. Nu, două secunde. Eu sunt istorie. Dați-mi în față document. Nu înțeleg. Când nu răspund în limba de stat, eu nu răspund la nimic. Păcate, eu nu mi-s ca și în găsdarstvă în ESP. Eu n-am trebuit. Prezentați buletinul. Prezentați buletinul. Așa, da, vă rog, și cuvânt, nu s-o respectat. Да, я не знаю, что на лимбе Я вообще могу, я в процессе не разговариваю вообще. У вас есть переводчик, изъясняет. Да, у нас не нужно было сюда. Бить тело и он. Есть? Нет, нет. Адвокат. Вы представляете интерес? Я сделаю вам, да? Думитру... Думитрию. А, Думитрию Валерию. Отводы к составу суда? Нет, не имею. Синегур Василий. Отводы к составу суда? Ионус де Апорт. Конформ артикулу 124 а Республики Молдова, я чер, жудикатор, треба скунаска лима де стат. Nu cunoaște, am plecat. Care nu cunoaște limba de stat când și eu spun. Eu luptat și nu văd unul împotriva noastră. Transistă, eu luptat. Sinegur. Nu e tema problemă. Я не знаю почему, но суд вообще-то судебный суд знает государственный язык, я окунусь foarte bine. Dacă e luptată, se sunt probleme lui. Pur și simplu, ea сначала объявляет состав суда, а потом язык судопроизводства. Если он вышел от этого права, задерживать не будем. При участии переводчика у нас есть переводчик, пожалуйста, господин Кричик, у вас отводы к составу суда. Отводы к суда. Переводчик-то у нас? Тетеричан. Да, предупреждатель за заведомо ложный перевод, 312 статья, вам понятно. Устанавливается язык судопроизводства. Пожалуйста, кто у нас? Синегур Василий, наверное, дебитор, он писал. Его нет, он вышел. Пожалуйста, представитель Митителу ИОН. Да, Илкер Харлевас, Борбецкая Лембарона. Я говорю, язык судопроизводства. Он будет на русском, но имеется переводчик, он будет переводить. Нет проблем. Я смейспонан. Либо дистант, повторю. Либо дистант. Без проблем, да. Господин Кричик, на русском языке, нет возражений. Значит, судопроизводство будет вести на русском языке, переводчик будет переводить. И на разрешение ставится вопрос о возможности продолжения. Господин Вега, я вам еще раз, уже сколько раз, мы только снимаем начало судебного процесса. Шарите и начало, ну, конечно, оставите на те лимбы с ворбешты. Оставите лимбы русские.